În perioada 25-28 august 2017 s-a desfășurat la Mangalia festivalul Indie al producătorilor de film independenți. Timp de 4 zile, spectatorii aflați pe litoral au putut vedea cele mai noi producții independente românești, spectacole de teatru interactiv pentru copii și spectacole de stand-up comedy. Între 25 și 28 august 2017, Mangalia a avut loc festivalul Indie al producătorilor de film independenți. De la această ediție s-a dorit ca festivalul să aibă o alură estivală cu filme și evenimente care să atragă publicul, văduvit de faptul că în oraș nu există un cinematograf și nici alte spații pentru spectacole, în afară de Casa de Cultură a orașului. Filmele care au fost prezentate au fost interesante și cu subiecte foarte diverse. Da. Mi-a plăcut toată activitatea depusă în cadrul festivalului. Eu m-am bucurat că a existat în Mangalia acest festival de film, pentru că sunt din Mangalia, nu sunt turistă. În orașul nostru se întâmplă puține lucruri și am vrut să profit. Ieri, efectiv, am fost la toate evenimentele de ieri. M-am bucurat, vă mulțumesc și să mai veniți și altă dată. Proiecțiile mi s-au părut interesante. În primul rând, actuale, reflectă zilele noastre pe care le trăim, această perioadă cumplită a țării noastre. Ați avut o proiecție preferată? Mai multe. Da. Mai multe. Mi-au plăcut și filmele premiate. Și cele de la scurt metraj de ieri mi-au plăcut. Și dacă a plăcut, sunt profesioniști, foarte bine organizat, dovadă și numărul de spectatori și, ce să vă spun, îi așteptăm și anul viitor. Au fost frumoase proiecțiile care v-au plăcut? Deci au fost mai multe care mi-au plăcut. Acum, repede, nu pot să vă spun, au fost fiecare în felul lor. Gala de decernare a premiilor a avut loc pe 28 august la Casa de Cultură a municipiului Mangalia, în prezența echipei, invitaților festivalului și a publicului.